Mii de băcăoani și-au amintit sâmbătă că există cultură, că viața spirituală e importantă, așadar și-au luat copiii de mână și au cutreirat muzeele, casele memoriale și galeriile de artă. Asta pentru că, pe 18 mai, s-a sărbătorit Ziua Internațională a Muzeelor, după care a urmat Noaptea Muzeelor. În județul Bacău au fost deschise atât expozițiile din oraș, cât și secțiile care funcționează în mediul rural. În Noaptea Muzeelor, așa cum a decis Ministerul Culturii, am evidențiat muzeele rurale care există în județul Bacău. Poate băcăoanii nu știu, dar există astfel de edificii și în județ, în satele noastre. Există 14 astfel de colecții, fie private, fie publice, și am reușit să le aducem în atenția băcăoanilor. De asemenea, expozițiile noastre au fost deschise în Noaptea Muzeelor. Observatorul astronomic a prezentat expozițiile de bază, expoziții temporare, precum și a pus la dispoziție instrumente pentru a viziona cerul la momentul respectiv. Băcăoanii sper că au fost foarte încântați și îi așteptăm și la următoarea ediție. Care sunt expozițiile permanente pregătite de Muzeul Ion Borcea pentru băcăoani în Noaptea Muzeelor? La Muzeul Ion Borcea, cel situat în Parcul Cancicov, există expoziții permanente cu teme legate de pădurile din România. De asemenea, există o expoziție de minerale, se numește Flori din adâncurile terei. Există și alte expoziții temporare și itinerante. Cea mai importantă dintre ele și interactivă, zic eu, interesantă pentru public, fiind Cinci simțuri în univers, cea care evidențiază simțurile corpului uman. Cei care au ieșit din casă au făcut turul tuturor instituțiilor de cultură deschise publicului, astfel că am avut prilejul să-i reîntâlnim. Pe parcursul zilei și nopții muzeelor, băcăoanii au avut șansa să viziteze Muzeul de Științele Naturii, Casa Memorială George Bacovia, Casa Nicu Enea, să vadă proiecțiile de la observator, expozițiile permanente și pe cele temporare de la Muzeul de Istorie. A fost deschis atât la Casa Memorială George Bacovia, cât și la Casa Memorială Nicu Enea și, bineînțeles, la sediul central din strada 9 Mai numărul 7, unde vizitatorii știu că pot vedea și de ziua muzeelor și de noaptea muzeelor expozițiile permanente ale secției de arheologie istorie, desfășurate pe cele două etaje din corpul A, precum și expoziția permanentă a secției de etnografie. Le-am oferit în acest an suplimentar expozițiile noastre temporare organizate în ultimul timp, cum ar fi expoziția dedicată regelui Mihai I, cum este expoziția de etnografie Linguri și Linguroaie, expoziție foarte interesantă pentru că a întrunit pe parcursul cât a expus la noi piese de la Complexul Muzeal Neamț, de la Muzeul de Istorie din Roman, de la Muzeul din Botoșan și, bineînțeles, la Muzeul Etnografic din Bacău. Putem spune că ne place să ne fie publicul alături și îi simțim, mai ales în aceste zile, simțim această sărbătoare a noastră. Concertul susținut de fanfara garnizoanei Bacău și expoziția de uniforme militare, găzduite începând cu ora 19 de Muzeul Iulian Antonescu, au fost de departe cele mai spectaculoase momente. Muzeul Național Militar, filiala Bacău, Asociația Națională 6 Dorobanți și Regimul 3 Artilerie 1877 Bacău au fost organizatorii acestei manifestări inedite. Muzeul Militar Național, filiala Bacău, a reușit aducerea la Bacău a secției de la Ploiești, a Asociației 6 Dorobanți. Este vorba de o asociație de reconstituire istorico-militară, iar la Bacău este nou înființată, o asociație tot de reconstituire istorico-militară, Regimentul 3 Artilerie 1877. Precizez faptul că toți membrii acestei asociații sunt voluntari, sunt persoane care au ocupații cu totul și cu totul diferite decât aceea de militar. O fac din pasiune pură pentru istoria militară. Ei vor evoca câteva momente sugestive din perioada războiului de independență și din perioada primului război mondial. Pentru a intra mai bine în acea epocă cu gândul, am reușit aducerea muzicii militare a garnizoanei Bacău, care va interpreta o serie de melodii reprezentative pentru cele două perioade la care ne referim, respectiv perioada războiului de independență și a primului război mondial. We'll be right back.
Părinții și copiii au ascultat, au aplaudat și s-au fotografiat cu dorobanții voluntari. După vizitarea expozițiilor de arheologie, istorie și etnografie, au pornit spre observator, apoi spre casele memoriale, deschise începând cu ora 20. Au aflat, în acest periplu, multe lucruri interesante. Un moment special a fost cel în care, ajungând la casa George Bacovia, vizitatorii, veniți să vadă unde a trăit și a scris poetul, au descoperit că îl pot asculta recitând. La atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând, sunt singur și mă duc un gând spre locuințele la curse. Și parcă doar pe scânduri rude, în spate mă izbește un val, tresar prin somn și mi se pare că n-am tras polul de la mal. Un gol istoric se întinde, pe aceleași vremuri mă găsesc și simt cum de atâta ploaie piloții grei se prăbușesc.